Una dintre condițiile de bază necesară pentru dezvoltarea economică a unei comunități este realizarea și întreținerea unei infrastructuri rutiere moderne, accesibilă și celor mai izolate așezări. Județul Hunedoara are cea mai lungă rețea de drumuri județene din România, în total 1315 km. Modernizarea acestor căi rutiere a fost și rămâne una dintre provocările fiecărei administrații județene. Unii chiar reușesc să-și onoreze promisiunile. La începutul mandatului spuneam că am o ambiție ca în mandatul ăsta de 4 ani de zile să modernizez 400 de kilometri de drumuri județene. Colegul și prietenul meu, administratorul public, Oțel Avram, zice, nu vei putea. Zic, nu voi putea, înseamnă că nu mai candidez. Am demonstrat că ne apropiem. Avem 300 și ceva și mai avem un an. 100% depășim 400 de kilometri. Județul Hunedoara are și cel mai ridicat grad de urbanizare din România, 75%, situându-se pe locul 2 în țară după capitala București, dar are pe cuprinsul său și numeroase monumente naturale și istorice, accesul spre acestea necesitând o infrastructură rutieră bine pusă la punct. Mai drag mie, să faci asfalt în vârful, până în vârful muntelui, împărând în Petroșani, fiindcă vrem să dezvoltăm județul ăsta. Avem o șansă enorm de mare dacă dezvoltăm județul prin turism.